Bună ziua tuturor! Mă numesc Antocean Alexandru, sunt student în al la Facultate de Istorie și Filozofie, și astăzi mi-am propus să examinăm un subiect destul de interesant și unul foarte important pentru istoria culturii universale, și anume apariția, dezvoltarea și răspândirea tiparului. Se cuvine menționat faptul că, în perioada apariției sale, tehnologia tiparului a fost o invenție revoluționară, în sensul că ea a contribuit la distribuția, răspândirea și tipărirea cărților la început a celor religioase, iar apoi au început să fie difuzate asemenea și cărțile laice, ceea ce a dus la un progres științific fulminant în secolele ulterioare. Tiparul reprezintă pentru cultura și valorile umane o valoare de necontestat. Apariția acesta este legată indisolubilă de spațiul central european, pentru prima dată Tehnologia tiparului modern apare în Germania. În anul 1450 a fost inventată de Johannes Gutenberg, adică a fost inventată nouă metodă de tipărire de tipograful german Johannes Gutenberg, care a a ameliorat această tehnologie și ea s-a perpetuat mai departe în spațiul german. Inclusiv aici trebuie de amintit pe Peter Schofer. Acesta întreprinde primele încercări de a imprima elemente de decor și ornamente în paginile psaltirii de la Mainz în 1457. Uh, este important de menționat faptul că nu doar la Mainz au existat multe tipografii, asemenea au existat și în sudul Germaniei, în a doua jumătate a secolului XV-lea, la Augsburg, Strasburg, Basel și alte orașe. De exemplu, în Strasburg a activat celebrul Johann Mentelin, care în anul 1458 a tradus prima Biblie în limba germană, iar apoi s-a remarcat Anton Köberger cu tipografia sa destul de vastă, în care activau peste mai mult de 100 de persoane, adică ilustratori, corectori, legatori etc. Și în 1498, ca rezultat, apare cartea biblică Apocalipsa cu ilustrații de iscusitul gravor al epocii Albrecht Dürer. Această ștafetă tehnologică, la scurt timp, a fost transmisă și Italiei. De altfel, în Italia apar foarte multe tipografii care se remarcă prin arta italiană, inclusiv aici în Veneția, Florența, Milano și Napoli. Apar cele mai mari centre tipografice care în secolul al 16-lea vor fi și unele din cele mai importante din Europa. În jurul anilor 1470 în Veneția activa mai multe imprimerii, producția de cartea cărora era influențată de caracterul internațional al vieții economice. Aici trebuie de lamentit într-un mod obligatoriu pe Aldus Manutius. În 1494, în Veneția, el își deschide propria sa tipografie, care a activat aproximativ 90 de ani, iar primele publicații ale lui Manutius au fost textele scriitorilor greci, precum Teocrit, Aristotel, Aristofan și alții. Dacă să vorbim despre spațiul este european, cele mai importante centre tipografice erau amplasate în zona Balcanilor, în Polonia și în Cehia. În mod particular, în Polonia se distinge orașul Cracovia, unde a activat germanul Schweipold Fiul, care instalează prima piesă de presă de imprimare cu caractere chirilice. Acesta publică patru cărți, două dintre care sunt Oiktoichul și Ceaslovul.

care sunt destinate nu doar unui uz restrâns în rândul bisericilor, ci și unui uz intern. Apoi apariția tiparului în țara românească se face ceva mai târziu. Deja la începutul secolului al XVI-lea datează primele tipografii din spațiul românesc, iar acestea sunt rezultatul muncii a ieromonahului Macarie, Filip Moldoveanul și diaconului Coresie. Se observă deodată că în spațiul românesc aceste tipografii sunt rezultatul unui, unui raport cultural între români și vecinii săi din vest și din est, adică s-a resimțit influența europeană și slavă în acest domeniu cultural. Astfel, în începutul secolului 16 la mănăstirea dealului, ieromonahul Macarie a tipărit trei cărți, un liturgier în anul 1508, un octoic în 1510 și un tetravangel datat cu 1512. După 1540 este deschisă o tipografie la Sibiu, care avea și o secțiune românească, cu caracterii chirilice, secție condusă de priceputul caligraf uh, Filip Moldovianul, El s-a ocupat cu tipărirea primelor cărți în limba română, Catechismul românesc din 1544, Tetra Evanghelul Slavu Român din 1551-1533 și uh, apoi a apărut și Slav, ceva, mai ter, ceva uh, de fapt mai devreme, în 1546. În jurul anilor 1559-1583, la Brașov activează uh, deaconul Coresi, care în general este cunoscut pentru o activitate uh, culturală de studie prodigioasă, iar acesta timp de jumătate de secol a urmărit, uh, a, uh, tipărit următoarele cărți în slavonă și slavă română, Octoihul, Triodul, uh, Tetravanghelul, Slujebnicul, Psaltirea și altele. Cel mai, cele mai importante opere ale sale sunt tipăriturile în limba română, Catechismul în 1560, Cazania 1567, Psaltirea în 1570, etc. Deci, în concluzie se poate dispus faptul că tiparul a apărut în Europa Centrală, în epoca renașterii de fapt și s-a răspândit în următoarele două secole cu o viteză fulminantă până la celălalt capăt al continentului, adică al continent până la hotarele estice a Europei, până în principatele Românie, Și tiparul, de fapt, a fost și o caracteristică culturală foarte importantă medievală, fiindcă anume acest palier, Tehnologic, a contribuit fundamental la luminarea maselor populare, la răspândirea literaturii atât bisericești cât și cele laice și, în mod particular, a contribuit la o dezvoltare prematură a științei, care va lua amplare deja în secole ulterioare. Vă mulțumesc mult pentru atenție, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.